Suntem în prag de un an nou școlar și pentru că cele mai întâlnite întrebări în această perioadă sunt ce cadouri oferim profesorilor de 1 septembrie sau cum îmbrăcăm copiii la școală. Astăzi venim cu răspunsuri la aceste dileme, dar amintim și de alte bune maniere pe care orice copil trebuie să le cunoască atunci când merge la școală. Uite că bate la ușă 1 septembrie, un început de an școlar, o sărbătoare de altfel pentru toți școlarii, pentru toți elevii, dar mai cu seamă și pentru toți părinții, da, care au acasă școlari. Tradiția spune că este frumos să oferim un dar profesorilor în semn de respect. Și acest obicei nu trebuie să se transforme într-o regulă sau să se transforme în ceva ce trebuie. Deci copilul trebuie să simtă acest lucru, copilul trebuie să-și dorească acest lucru și copilul trebuie să aibă această plăcere de a oferi unui dar profesorului său. E frumos să plecăm cu flori la 1 septembrie pentru că florile, iarăși, este un simbol al respectului, al dragostei și al stimei față de persoana care primește acele flori. Uităm de gradul de politețe față de toți profesorii. Nu putem și nu poate un copil să tutuiască un profesor, dar o să folosească întotdeauna acele pronume personale de politețe. Dar de asemenea vorbim și despre respectul vis-a-vis de colegi. Nu ne jignim, nu vorbim între noi cu cuvinte urâte, nu ne insultăm unul pe altul, nu ne îmbrâncim, nu ne supărăm, dar încercăm să fim disciplinați, să fim modești și toleranți. De asemenea, nu uităm de acele bune maniere în ceea ce privește instituția școlară, da? O să încercăm să păstrăm bine, eu mă refer acum la copii. Copiii sunt cei care vor ține cont de faptul că se află într-un loc public și vor respecta și vor păstra mobilierul, imobilul școlii. Părinților care iarăși au acasă școlar și își pregătesc copilașii pentru un nou an școlar, le pot sugera să își încurajeze copilul la o comunicare activă pe durata orelor, să interacționeze cu profesorii, să interacționeze cu ai lor colegi, pentru că avem copii mai inhibați, avem copii mai extroverți și e bine să, ca toată lumea, toți copiii să se poată integra în dialogurile pe care profesorii le inițiază. În ceea ce privește ținuta vestimentară, mereu apare dilema dacă optăm sau nu pentru uniforme. Le pot sugera să aleagă haine, în primul și în primul rând, comode, confortabile, ca să le fie lor cât mai lejer, să se simtă ei cât mai liber pe durata întregii zile. Și totodată le sugerez să aleagă culori cât mai reci, da? Aici vorbim despre culoarea albă, culoarea neagră, un albastru diplomat, o culoare verde închisă. Le doresc tuturor școlarilor să aibă un an productiv, un an eficient, cu multe rezultate și succese remarcabile și să nu piardă niciodată setea de noi cunoștințe. Baftă tuturor școlarilor!